numele meu este Mocă Șion și astăzi vreau să vă vorbesc despre pe ce anumiți oameni reușesc și alții nu. Sper că sunt la sfârșit să, nu, să fiu cireașa de pe tot drumul pomoara cu colipa. Asta e prima întrebare din o serie de întrebări care va încerca să vă facă pe voi conștienți sau măcar a vă schița anumite lucruri care sunt esențiale și cu adevărat importante în viața fiecare. Oamenii care au reușit sau vor reuși au întotdeauna un drum care este foarte bine stabilit de ei și fac tot ce este posibil pentru a-l urma. Adevărul este, din păcate, pentru că marea majoritate a oamenilor renunță. De ce renunță? Este un proverb chinezesc, dacă nu mă înșel, care spune așa: înainte de orice răsărit, este cel mai adânc întuneric. Dacă facem o extrapolare, putem să spunem, atunci când suntem pe cale de a reuși visul nostru, de a îndeplini, atunci apar și obstacolele cele mai mari. Și mulți oameni renunță în acest moment. Ei nu sunt conștienți că poate sunt doar la un singur pas de a-și rezolva, de a-și îndeplini visul lor. Din păcate, e o problemă pe care trebuie să trecem și acest lucru putem să facem prin a găsi motivarea adevărată, să găsim acel lucru care ne motivează pe noi. Ca să abordăm un scop, visul nostru, nu trebuie să ne cramponăm într-o singură direcție. Dacă ne atacăm visul de la sol și nu merge, atunci să-l atacăm din aer, iar dacă nu putem din aer, să-l atacăm din apă, iar dacă nu putem nici atunci, să găsim noi o modalitate de a ne îndeplini acel vis. Din lipsa timpului, vreau să vă adresez o întrebare, seria de întrebări și să-mi dați răspunsul chiar astăzi, într-un minut. Însă o să trec peste acest joc. Și prima întrebare sună cam așa. Ce înseamnă familia pentru mine? Deși imaginea este foarte amuzantă, pătând asupra de această poză, familia este foarte importantă pentru fiecare din noi. Vreau să vă gândiți foarte, foarte atent și foarte profund la ce înseamnă familia pentru fiecare dintre voi. O a doua întrebare este ce doresc de la propria mea dezvoltare personală? Când mă refer la acest lucru, vreau să spun următorul lucru. Cum te vezi pe tine? Ce calități fizice, psihice, morale te vezi peste câțiva ani? Carismatic? Vrei să vorbești cu oameni, vrei să, nu știu, să dobândești ceva, să fii ca Arnold Schwarzenegger. Ceva care te definește pe tine. Încercați să vă faceți o proiectare, o proiecție în timp. 10, 20, 30 de ani. În strânsă legătură cu această întrebare este următoarea întrebare și următorul răspuns la întrebarea asta. Ce vreau să realizez în cursul vieții mele? După ce v-ați proiectat pe voi și vă, să vedeți cum arătate, fapt, ce fel de persoană vreți să deveniți, trebuie să știți și ce fel de lucruri vreți să realizați. Vreți să ajungeți în cartea recordurilor, vreți să ajungeți să cântați la pian, orice este realizabil, trebuie să căutați adânc în voi și să găsiți mijloacele necesare. Următoarea întrebare, ce te motivează cu adevărat în viață? Cum am spus, trebuie să găsești un motiv care te motivează cu adevărat. Și pentru a găsi un motiv, următoarea întrebare este aceasta. Ce ai dădui oamenilor care îi iubești? Asta îți răspunde, îți poate da sensul motivării, îți poate găsi motivare. Când te gândești la lucrurile pe care vrea să le dăruiești, îți găsești un surplus de motivare. Și când mă refer la oamenii pe care îi iubești, să nu facem abstracție de noi înșine. Toți oamenii care iubești. Următoarea întrebare, ce urăști la viața ta de acum? S-ar putea unii dintre noi să nu trăim într-o lume perfectă și să avem anumite lucruri care ne blochează sau care ne enervează în viața noastră. Trebuie să fim conștienți, măcar ăsta e primul pas, să fim conștienți de ele și dacă este posibil pe viitor să încercăm să le corectăm, să ne facem viața un pic mai frumoasă. Următoarea întrebare este ce ai schimba dacă ai fi bogat? Ai schimba lumea întreagă? Ai schimba țara? Ai schimba familia pe tine sau pe vecini?
important e să găsești acel lucru, să te gândești ce ai putea să schimbi, pentru că a avea bani nu e suficient. Trebuie să știi și ce faci cu ei. Și acum cea mai importantă întrebare e ce îți dorești mai mult în viață, excluzând bani. Pentru mine răspunsul este clar, sper să-l găsiți pe care îl vedeți. Odată ce ți-ai stabilit obiectivul, trebuie să te atașezi de el, să nu-l lași undeva într-un subconștient. Pentru că trebuie să te gândești la el ca la persoana iubită. Ora de oră, minut de minut, secundă de secundă. Și atunci vei putea reuși. Și poate, cel mai important lucru este să fii cel care îți dorești să fii. Vrei să fii președinte? Comportă-te ca un președinte. Vrei să fii director de bancă? Comportă-te ca director de bancă. Vrei să fii măturător? Comportă-te ca măturător. Și ca să vedeți că n-am vorbit în van, eu am avut un vis să fac surf într-o insulă exotică, o plajă exotică. Vă mulțumesc!